în fiecare an de Noaptea Muzeelor, mii de oameni din toată țara au ales să vină la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Aici au putut să trăiască vremuri de mult apuse. Organizatorii le-au pregătit numeroase surprize, concerte, demonstrații medievale și proiecții laser pe zidurile fortăreței. De la cei mai mici la adulți, toți au avut parte de momente unice, s-au distrat de minune într-un cadru de poveste, cu castelul medieval în prim plan și cu o lună mare plină de strajă. Suntem din Hațeg, dar noi venim tot timpul la spectacole aici, la castelul de la Hunedoara, pentru că părerea noastră că este unic, pentru noi este unic în țară. Am văzut la Castelul Corvin și ne-am mai uitat și pe la expoziția de schelete. Chiar mi se pare frumos că au adus o asemenea interpretă și plus că sunt și voluntar prima dată la Festivalul Luminii. E o experiență foarte faină, o recomand. E foarte frumos aici la castel, am venit cu prietenii, îmi place muzica, atmosfera frumoasă. O seară liniștită, o seară, să zic, și romantică și plină de istorie, dacă stăm să ne gândim unde ne aflăm. Organizatorii s-au pregătit din timp pentru un spectacol de sunet și lumină cu proiecții laser, artificii și un show Paula Seling. Așa că a fost o noapte pe cinste la Castelul Corvinilor. În vremea aceea, spune legenda, pe aceste meleaguri trăiau trei zâne care s-au hotărât să ridice trei cetăți. Spun că zâne trei deodată, trei cetăți au ridicat, una în deal huneat, cealaltă la grădiște în deal înalt, alta urlea pe un deal mare. Când odată se întâlniră, de cetăți s-au întrebat, aceste două sursărire și superb au cuvântat, noastele cetăți pe mine, ori ajute, ori n-ajute, Domnul gata le vom pune. Hunedoara spune iute, și eu, peste o săptămână, de mi-ajută Dumnezeu și îmi va fi cu îndemână, voi fini tot lucrul meu. Iaca, dar ca ei cetate, bună fu și azi se vede. Și în municipiul Deva, în incinta Muzeului Civilizației Dacice și Romane, cu ocazia Nopții Muzeelor, s-au desfășurat demonstrații de lupte medievale.